Salut! Astăzi vă propun o rețetă de Ferrero Rocher Wannabe. Este compus dintr-un blat de alune de pădure, un mus de praline, caramel sărat și clasica pastry cream sau, mă rog, cremă de vanilie. Am avut ceva de furcă la partea cu caramelul pentru că a trebuit să găsesc o soluție astfel încât să reușesc să îl pun în centrul desertului, pentru că, în general, ceea ce are foarte mult zahăr, cum este cazul caramelului, nu se congelează. Enjoy! Într-un ibric, încălziți smântâna pentru frișcă, laptele și 44 de grame de glucoză până ajunge la punctul de fierbere. Într-o oală de dimensiuni medii, adăugați 93 de grame de glucoză și zahărul. Coaceți la o temperatură medie până capătă o culoare aurie, fără să amestecați, eventual rotiți oala ca să vă asigurați că se coace uniform. Când a ajuns la acea culoare aurie, adăugați laptele și smântâna fierbinte, puțin câte puțin. De ce puțin câte puțin? Caramelul ajunge la o temperatură de aproximativ 180-185 de grade Celsius. Dacă lichidul turnat peste ar fi rece, ar fi un șoc de temperatură, o diferență prea mare, ceea ce ar cauza recristalizarea zahărului sau, mai bine zis, cubulețe de zahăr, iar ca acestea să se dizolve, ar trebui gătit caramelul un timp prea îndelungat, astfel obținând o textură prea văscoasă. După ce ați terminat de adăugat laptele și smântâna, gătiți caramelul până ajunge la 105 grade Celsius. Dacă nu aveți un termometru, lăsați să fiarbă 2 minute la foc mediu. Îndepărtați de pe foc și adăugați sarea și vanilia. Când s-a răcit și a ajuns la o temperatură de aproximativ 70 de grade, ok, cred că totuși ar fi util un termometru, adăugați untul. Odată răcit complet, transferați caramelul într-un poș și păstrați la temperatura camerei. Eu folosesc un mixer electric, dar se poate face și manual. Așadar, mixați până omogenizați gălbenușurile, două albușuri, sarea, extractul de vanilie și zahărul pudră. Ulterior, adăugați alunele de pădure măcinate cât mai fin posibil pasta de alune de pădure și smântâna pentru frișcă. Mixați până când amestecul devine omogen. Transferați într-un alt bol. Bateți 7 albușuri, neapărat la temperatura camerei, altfel stați până mâine dimineață să le bateți, mai ales la mână, și adăugați zahărul în 3 etape. Nu trebuie să fie foarte bătute, cam asta ar trebui să fie forma finală. Amestecați albușurile bătute cu prima compoziție de alune de pădure. Amestecați cu o spatulă, puțin câte puțin, cu mișcări largi, de sus în jos. Adăugați făina și praful de copt, ambele cernute, puțin câte puțin. Adăugați
Întindeți aluatul într-o tavă. A mea este de 30 pe 40 de centimetri. Eu folosesc un, să zicem, covoraj de silicon. Puteți să folosiți hârtie de copt și încercați să evitați să întindeți aluatul cu spatula prea mult în tavă. Lăsați-l să curgă direct din bol în tavă, mai pe toată suprafața. Cu cât întindeți mai mult cu spatula, ca să-l nivelați, cu atât distrugeți bulele de aer care s-au format atunci când ați bătut albușurile. Eu mă folosesc de tavă pe care o înclin și împing compoziția cu spatula spre colțuri, iar apoi umplu golurile. Coaceți la 175 de grade pentru 12-14 minute. Este gata atunci când suprafața devine aurie, iar la atingere nu se lipește de degete. Cum dezlipiți blatul de pe hârtia de copt? Uitați-vă la tot procesul din video, dar asigurați-vă că presărați mai întâi cu zahăr pudră, în caz contrar, cea de-a doua hârtie de copt se va lipi de blat. Folosind o formă pentru tăiat de 3,5 cm diametru, tăiați minimum 10 cercuri. Hidratați gelatina în apă rece. Într-o oală de dimensiuni medii, încălziți laptele și jumătate din cantitatea de zahăr. Adăugați semințele de vanilie. Amestecați restul de zahăr cu amidonul. Riscul să aveți cocoloașe e mai mic decât dacă ați pune amidonul direct peste gălbenușuri. Adăugați peste gălbenușuri treptat și amestecați până când nu mai sunt cocoloașe. Adăugați laptele călduț puțin câte puțin. De ce puțin câte puțin? Gălbenușul se coagulează la o temperatură de aproximativ 65 de grade. Dacă laptele e fierbinte și nu amestecați repede, vă puteți trezi cu o omletă. Totuși, ca să fiți siguri, atunci când turnați amestecul înapoi în oală, puteți să-l treceți printr-o strecurătoare. Coaceți crema la foc mediu până se îngroașă. După ce se îngroașă, fierbeți 30 de secunde, amestecând energic și nu doar în mijloc. Asigurați-vă că treceți cutelul și pe margini. Luați de pe foc și adăugați untul. Dacă nu aveți un blender, adăugați untul puțin câte puțin, altfel se taie crema. Adăugați și gelatina hidratată, scursă bine. Puneți crema în forme de silicon cu 3,5 cm diametru. Umpleți formele pe 3 sferturi. Acoperiți cu un disc de blat și congelați. Hidratați gelatina în apă rece. Bateți smântâna pentru frișcă rece. Nu trebuie să fie fermă. Dimpotrivă, cam așa ar trebui să arate. Păstrați la frigider. Într-un ibric, adăugați laptele, 50 de grame de smântână pentru frișcă și pralineul, care în cazul meu e o pastă de alune de pădure caramelizate. Încălziți până ajunge la punctul de fierbere. Îndepărtați de pe foc și adăugați gelatina. Ca să fac emulsia cu ciocolata, am folosit un blender. Dacă faceți la mână, folosiți o lingură de silicon, dar topiți ciocolata complet ca să vă fie mai ușor și turnați laptele puțin câte puțin. E posibil să se taie la început. Pentru cei care nu știu, pe scurt, când o compoziție se taie, se separă grăsimea de masa solidă. Continuați să amestecați până când amestecul devine omogen. Credeți-mă, o să știți când e omogen. Așteptați până când se răcește și are aproximativ 30-35 de grade Celsius. Abia atunci puteți face amestecul cu frișca, treptat, în 3-4 etape. Prima dată am amestecat energic cu un tel. De ce? Frișca e rece, din frigider, mixul de ciocolată are multă gelatină și nu vrea nimeni cocoloașe de gelatină întărite în mus.
Ulterior, trec la lingura de silicon amestecând rapid, dar lejer, cu mișcări largi, de sus în jos. Am folosit o formă de silicon, vezi dimensiuni și detalii în descriere. Umple formele până la jumătate și congelează 30 de minute. După cele 30 de minute, cu ajutorul unei lingurițe, formează o semisferă în mus. Umple golul format cu caramel. Congelează încă 30 de minute. Adaugă încă puțin mus până la 3 sferturi din înălțimea formelor. Adaugă semisferele cu cremă de vanilie, lăsând blatul la exterior. Apasă ușor, astfel încât insertul să nu rămână în afara bazei formei de silicon. Congelează minimum 6 ore. Topește untul de cacao și ciocolata. Adaugă alunele de pădure măcinate. Finisează suprafața deserturilor congelate. Congelează din nou până la momentul glazurării. Glazura trebuie să aibă 30-35 de grade. Folosește bețe pentru frigărui și împinge-le în baza fiecărei sfere congelate. Scufundă în glazură, iar apoi rotește sfera deasupra paharului, astfel încât excesul să poată curge în recipient. Învârte până când ciocolata se întărește. Ideal ar fi ca sfera să rămână într-o poziție verticală, motiv pentru care eu m-am folosit de o bucată de polistiren. Personal, am o slăbiciune pentru gold powder și am făcut un cake nice and shiny. Totuși, if you wanna keep it simple, am convingerea că vor fi la fel de bune și fără gold powder sau făiță de aur. Asta a fost. Sper că v-a plăcut și vă ziceam de acel caramel că a trebuit să găsesc o soluție și mă rog, ați văzut cum am reușit într-un final să o scot la capăt. Pentru orice alte sugestii de deserturi, lăsați un comentariu. Ne vedem, ne auzim, hai pa!